În opinia publicului, bărbatul secolului 21 ar trebui să fie musculos, sexy, bine proporționat, înalt, dar și sensibil, acestea fiind calitățile pe care orice femeie le visează ca prietenul ei să le aibă. Bună ziua! Cum credeți că ar trebui să arate bărbatul secolului 21? Nu ca mine. Atunci cum? Bine. Cu minte, respectuos. Ce să mai zic? Să fie corect în toate privințele, drag. Să fie cinstit și corect. În restul nu contează. Aranjat, cum să zic. Să se întrețină. Să fie îmbrăcat așa cum e ziua de astăzi. Bine îmbrăcat, frumos, elegant și să știe să vorbească. Păi să fie frumos, înalt, slab. E bine decât mine, probabil. Frumos, cum să arate mai... Nu pot să-mi dau seama cum. Să fie sincer, civilizat. Mai, cum să zic, mai elegant. Să fie făcut, să fie sportiv, să fie sănătos, să fie foarte atent la ce mănâncă, cum se întreține. Să fie familist, să fie iubitor, atent. Deci sunt anumite lucruri care trebuie să îndeplinească. După părerea mea, în primul rând contează aspectul fizic, dar nu în totalitate, ci și cum este pe dinăuntru. Adică sentimentele și ceea ce gândești, să poți să ai o discuție cu el pe diferite teme. Să aibă servici, să aibă locuință. Să aibă codul bunelor maniere. Sexy, frumos. Probabil ceva science fiction. Adică un cheeseball sau cum se numesc ea. Exact ca soțul meu, iubitor, harnic și de vreme acasă.